înseamnă schimburi interculturale și așa s-au cunoscut dragii noștri prieteni și acum sunt deja o familie. De când sunt în Caravana Culturii, au devenit o excepție. Poetă, domnul Pandele, le cântă foarte frumos. Îl mai că și-au găsit și noi. Chiar și eu, colegii, bineînțeles că sunt deja și o familie. Pentru că știam că și aici este o familie. O familie creștină, o familie iubitoare. Există, așa cum v-am spus, vulcan. Vulcan de creație, dar vulcan de, de credință. De credință, de suflet. Și vorbeați de patriarh. A rânduit Bunul Dumnezeu ca eu să mă nasc în localitatea celui de-al treilea, patriarh al României, este vorba de Iustinian Marina. Și poate că nimic nu este întâmplător. Faptul că noi suntem astăzi împreună ne leagă foarte mult iubirea către de Dumnezeu, iubirea de aproapele meu. Și tocmai de aceea am venit la dumneavoastră cu o carte dedicată celui care pentru unii dintre contemporanii săi a fost numit Patriarhul Roșu, dar pentru cunoscători a fost numit un apostol al neamului românesc. Multe și frumoase sunt realizările sale pe ogonul Domnului și știți, Mircea Eliade spunea că timpul cele, dacă după 30 de ani cineva își mai aduce aminte de tine, înseamnă că ai fost un om valoros. Noi l-am descoperit, noi ai lui, noi oamenii din satul lui, l-am cunoscut și l-am descoperit pe Iustinian Marina la 32 de ani de când a trecut la cele veșnice. Și cum Dumnezeu veghează atunci când Domnul dorește cu adevărat, în ultimii 4 ani de zile, localitatea natală a patriarhului Iustinian Marina s-au pus bazele unei temelii, unei mănăstiri. Iar în nici 2 ani de zile, mănăstirea astăzi aduce slavă lui Dumnezeu și ne aduce tuturor aminte de ce omul harnic și înțelept am avut pe acele meleaguri. Este o mănăstire la care colegii mei au fost parte și care de fiecare dată ne sunt alături, pentru că în 2017 s-a sfințit mănăstirea, iar noi, oameni de cultură și oameni cu suflet, am înțeles că trebuie să aducem în jurul nostru și tine, dar și pe cei care sunt ca și noi, semenii noștri, motiv pentru care avem un proiect intitulat Iubirea de aproapele meu și în această formulă și alături de alți colegi mergem prin centrele de bătrâni și de copii, iar mai nou aducem pelerini, aducem pelerini în mănăstirile vâlcene și aducem pelerini la patriarhul Iustinian acasă. Multe și frumoase vă pot spune eu, dar să dăm cezarului ce al cezarului. Să începem cu poetul iubirii, Constantin Triță, să vedeți ce poezie frumoasă de iubire ne poate recita. Ne-am adunat aici, în primul rând, pentru că mâine este ziua Micii Unite. Eu, în general, scriu o poezie de dragoste și n-aș vrea să ies din tematică, voi recita o poezie dedicată unirii. Dar aș vrea să vă reamintesc dumneavoastră că această mică unire a fost realizată lăsând deoparte și unii și alții orgoliu. Iar când s-a reușit a se trece peste orgolii și mica unire fusese înfrântă, deci votanții fusese înșelați, cum suntem și noi. Dar în nostru acum a existat o persoană care a reușit să întoarcă voturile și să facă ca această mică unire să se realizeze. Este vorba de acea doamnă numită Ecaterina Cocuța Vovăride, care, fiind soția Caimacanului, a luat scrisorile și corespondența pe care Caimacanul o susținea cu cei de la Istanbul și le-a dus undeva la Paris. Iar acolo, văzând trădarea, n-au mai avut ce face și au zis că, într-adevăr, Alexandru Ioan Cuza este domn. Bineînțeles, despre Ecaterina Cocuța și iubirea ei, pentru că se pare că purta și o dragoste anume pentru Alexandru Ioan Cuza, se pot spune multe. Dar eu atât am vrut să spun de ce. Pentru că, într-adevăr, trebuie să dăm femeii ce e
alt femei. Iar această femeie este, într-adevăr, una dintre creatoarele Micii Uniri, pentru că dacă ceea ce a făcut Dumnezeu nu se întâmpla, nici Mica Unire nu se întâmpla. Și acum să trecem la un poem, voi fi scurt, care se intitulează Hai să întindem hora mare. Hai să întindem hora mare din Hotin până la Focșani, din Buzău la Satul Mare și din Borșan Drăgășani. Iară cei ce își vând țara, cei ce frații și trădează, să nu-i mai apuce vara focul ghienei să-i arză. Neamul nostru e în stare fără cei ce ne hulesc să aducă între hotare tot pământul românesc. Raiul e la noi acasă, este Dunăre și mare, pâinea aburim pe masă, vinul roșu din pahare. Hai să fim ce știu cu toții de milenii, daci, stăpâni, să dăm jos cu mafioții ce-au uitat a fi români. Mulțumesc! De emoții, lângă când am discutat că vom veni la Muzeu, că ne-am gândit pentru un astfel de eveniment să pregătim o poezie patriotică. Mulțumesc, Costin, că m-ai salvat. Tot din pricină de emoții am uitat să vă spun că vin de la Biblioteca Județeană Antilii Viranul din Râmnicu Vâlcea. Este Casa Cărții Vâlcenilor, un loc drag tuturor celor care trec pentru prima dată pragul, pentru că acolo Duhul autorilor, celor ce și-au lăsat o dâră de lumină, și când spun asta mă gândesc la scriitori, la poeți, dar și la, la pictori și la toți cei care și astăzi vin în vizită sau vin să-și lanseze cărțile. Tocmai de aceea, domnul director, conferențiar universitar doctor, Remus Grigorescu, mi-a dat posibilitatea să vă transmit un gând frumos, cele mai frumoase, cele mai lese gânduri și cam tot ceea ce doriți dumneavoastră să vi se întâmple, să fie Domnul Dumnezeu alături de dumneavoastră și totul să devină realitate. În același timp, ca iubitoare de oameni și de bunul Dumnezeu, și mă bucur că avem aici alături de noi pe Maica Domnului, este cu Maica Domnului cu... Este o permanență. Da, stă în permanență, cu acoperamentul, ne acoperă. Ei, eu fac parte din Liga Femeilor Creștini Ortodoxe, de la Râmnicu Vâlcea, și o avem ca patroană spirituală și de suflet Maica noastră a tuturor, Maica Domnului. Am colindat de-a lungul timpului, alături cu colegii mei, cum vă spuneam, centru de bătrâni și de copii, ajutați fiind de colegele de la Liga Femeilor, de colegii și colegele de la Biblioteca Județeană Antilii Viranul, motiv pentru care în ultimii 2 ani, la sfârșitul fiecărui an, facem o trecere în revistă a lucrurilor pe care am încercat noi să le facem de-a lungul timpului, în anul respectiv, și tocmai de aceea, anul trecut, am editat lucrarea În lacrima iubirii inimile nu plâng niciodată și vreau să vă spun că acești colegi frumoși și minunați nu prea mi-au lipsit de la întâlnirile cu semenii noștri din centrele de bătrâni și de copii. În același timp am avut loc, am fost alături de cei care și-au lansat cărți. Avem ca patron de suflet pe înalta Sfințitul Arhiepiscop al Râmnicului, Părintele Varsanufie, și suntem sub oblăduirea Maicii Domnului și Arhiepiscopiei Râmnicului. Muza domnului Constantin Triță, doamna Constanța Triță. Bună ziua, bine v-am găsit! Mă bucur că am reușit să ajung pentru prima dată pe dumneavoastră. Eu nu sunt o bună oratoare. Dacă soțul meu scrie poezie clasică, eu m-am axat pe versul alt. Nici măcar nu ninge. Nici măcar nu mai ninge. Veșnicile plâng, despărțiri și regrete. Puse în clopote grele de destinul rănit. Nici măcar o speranță. Peste podul de flori, unde unii ne vând cupele crinilor albi, pline de veninul trădării. Nici măcar o umbră de cadrilater sau o lacrimă sfântă de Bucovina nu mai este de găsit în această iarnă. Cea uitat a ninge.
Facem cale oameni care ne trebuie. Tocmai de aceea, bucuria de a fi în comuniune cu Nicolae Mușac mi-aduce aminte de oameni care ne-au ajutat pe parcursul anilor de când noi mergem prin centrele de bătrâni. Unul dintre acești oameni minunați se numea Ilorian Păunoiu. Era paralizat de la gât în jos, era dus în sările unde mergeam la copii, în special la copii orfani, să le arătăm că nu există suferință, că Dumnezeu e totdeauna alături de noi, că nu există faptul că dacă nu ai familie, nu poți reuși în viață. Și totdeauna Ilorian venea cu plăcere, deși sărăcuțul de el avea niște dureri, era adus în spate de o persoană și era un exemplu pentru copii din orfelin internat, motiv pentru care noi l-am iubit și încă îl mai iubim, pentru că după ce ne-a părăsit, împreună cu o colegă de la biblioteca din județ am făcut și ajutați de un medic din comuna mea natală, i-am făcut o lucrare de suflet intitulată Locuirea în iubire. Astăzi am venit împreună cu un băiat care a crescut în centrele din Vâlcea, care a reușit să-și depășească condiția, astăzi fiind directorul unui centru de copii, și pentru că atât de mult i-am vorbit despre tine și că atâtea poze am văzut cu tot ce se întâmplă, astăzi ne-a adus așa într-o bucurie alături de un alt copil care a crescut tot în centrele vâlcene, pentru că, deși n-am putut să vin cu acordul pentru domnul director, ieri noi am avut niște evenimente, v-a spus, Casa Cărții de la Vâlcea, dacă vă uitați, este plină de evenimente frumoase, lansă de cărți. Ieri am evocat jurnaliștii din Vâlcea care au făcut primul cotidian din România după Revoluție și tocmai de aceea nu a fost unul director să semnăm actele, dar asta nu înseamnă că nu vom face acordul de parteneriat. Vă spuneam, Locuirea în iubire, Ilorian Păunoiu, care ne-a fost în același timp, deci nu numai un exemplu de voință, dar și un prieten drag. Adesea mă suna și îmi spunea, deci el depindea de noi și totuși mă suna unde te duci, în care centru de bătrâni sau de copii. Am și o haină sau am și o lăuț. Fie amintirea veșnică. Draga mea colegă, am să o să vorbească mai mult ea despre realizările ei, pentru că este un om de valoare, un om care a reușit să facă din profesia de bibliotecar o profesie de suflet, de voință, deși nu are... de fapt, nu că este întâmplător, Dumnezeu a făcut să fie acolo și la bibliotecă și a reușit să creeze și tineri care să ajungă la rândul lor pe culmile succesului. Te rog, Liliana, spune tu mai departe. Bună ziua! Oameni frumoși din Buzău, iubitori de cultură și de istorie. Sunt fericită că sunt aici, la dumneavoastră, pentru a doua oară. Prima dată am fost acum 3 ani, când am editat prima mea carte la editura nou înființată, care s-a numit Life Art. Am lansat prima carte a unei concitadine de-a dumneavoastră, Paulina Georgescu. Eu cred că am fost prezent aici și am avut marea bucurie de a-l cunoaște pe acest minunat om care se numește Nicolae Mușac și pe care l-am reîntâlnit la Plăviceni, la o mănăstire unde s-a descoperit corpul lui Mihai Viteazul. Și în fiecare an, pe 9 august, acolo se sărbătorește acest eveniment. Ne pare rău că nu ați putut fi și în vara trecută alături de noi, dar vă așteptăm în vara acestui an. Dumnezeu! Ca atare, este a doua oară când vin în orașul dumneavoastră. Eu despre mine nu prea aș vrea să vorbesc, pentru că dacă are cineva de spus de bine sau de rău, poate să o facă oricând. Eu mă exprim doar prin poezie, prin proză și prin articole la ziarele locale, județene și la ziarele de cultură. Vreau să vă spun o chestie așa drăguță, o chestie picantă, că prima întâlnire cu cel care a devenit soțul meu a fost între 2 trenuri venit spre Buzău. Întâmplător sau nu? Întâmplător sau nu? Și chiar
am fost încântată când doamna Zenobia Zampir ne-a invitat să venim alături de ea aici la dumneavoastră, pentru că mi-am împrăspătat amintirile legate și de întâlnirea cu soțul meu, dar și de cât de minunat m-am simțit aici cu dumneavoastră, cu Paulina Georgescu, cu domnul Nicolae Mușat. Ca atare, eu am să vă citesc o poezie reprezentativă din lirica mea cu caracter istoric și care se numește Compoziție despre istoria Unirii. Numai iarna am fost în slujba istoriei, de parcă noi, românii, nu am fi avut altceva de făcut decât să ieșim din căldura timpului focului din vatră și să mergem în cancelarele țărilor Europei, clamând libertate, independență și unire. 24 ianuarie, Mica Unire, 1 decembrie, Marea Unire. Primăverile le-am dedicat Basarabiei, iar toamnele războaielor și cauzelor pierdute. Verile au fost mai generoase cu noi, am luptat cu turcii și cu alte popoare invadatoare, însetându-i cu apa din fântânele otrăvite sau cu pustiirea satelor sub bașița focului. Tot vara am învins armata germană condusă de generalul Anton Ludwig August von Mackensen la Mărășești, Mărăș și Oituz. Astfel ne-am cucerit libertatea, dreptul de a ne uni cu noi înșine, cei de dincolo și de dincoace de Prut, cei de dincoace și de dincolo de Carpați. De aceea, sărbătorim în fiecare an Mica Unire și Marea Unire, act epocal, jurământ de care nu ar trebui să uităm niciodată. Bibliotecară de la Vâlcea, mergeam pe 23 ianuarie în Ucraina, la Cernăuți, și tocmai de aceea am zis că măcar o dată doar să mergem la frații noștri din Ucraina și din Basarabia, iar am acesta datorie ție și dragoste pentru neamul românesc. Am dorit să pornim anul 2020 și acțiunile care ne vor fi pregătite de bibliotecă și de cei din jur, de aici, de la muzeu, pentru că vă apreciem. Să știți că este un ambasador extraordinar al zonei și al oamenilor. O face cu atâta dăruire cum puțin știu să o facă și tocmai de aceea îi mulțumesc că ne-a invitat, îi mulțumesc că există, pentru că iubirea... Pentru că iubirea... este daiul pe care Dumnezeu a pus-o în inima fiecăruia dintre noi. Iar eu vă spuneam că prin centrele noastre am întâlnit oameni deosebiți sau am fost ajutați de oameni deosebiți. În afară de Ilorian Păunoiu, la centrul de la Zătreni, l-am cunoscut împreună pe părintele Iov Pătrașcu, monacul care scrie cu degetele de la picioare, tot așa e paralizat de la gât în jos. Și scrie dumnezeiește și apare, puteți să-l găsiți pe toate rețelele de socializare, este un exemplu, încă un exemplu, că Dumnezeu ne dă pe o parte, ne ia pe o parte și ne dă în 10 pe cealaltă parte. Și mulțumim de fiecare dată Bunului Dumnezeu că ne-a scos în calea astfel de oameni, motiv pentru care niciodată nu puteți să spunem nu suntem în stare să facem un lucru sau nu suntem capabili. Îi mulțumesc domnului Bebejanu și o să rog să se pregătească acolo să ne cânte cum câte melodii ziceți dumneavoastră, una, două, câte dumneavoastră. Ca să facem orice. Da. Pregătise 10-11. Stăm aici până le termină. Până le termină. Și apropo, veneam spre dumneavoastră, normal că și noi suntem la curent cu tot ce se întâmplă, cu găsirea noastră de suflet, vom merge la Ciolanu. Noi nu o să puzăm un costum de baie, noi să încercăm, dar am luat o fata înainte. Dar vreau să vă spun că avem oameni deosebiți, că și aici mănăstirile dumneavoastră sunt în locuri cu Duh Sfânt și indiferent de scandalul care a fost la mănăstire, noi tot la mănăstirea Ciolanu să mergem în seara. Mănăstirea Ciolanu, prima titoria, va ține unei mari doamne de Buzău. Doamne ajută, da. Iar la ora actuală să știți că este un loc în care noi în decembrie am dormit acolo, în care Dumnezeu vechează și Părintele Stareț, care este dumneavoastră acolo, vrea să revigoreze oarecum activitatea culturală, socială,
Sperăm să punem pe niște tabere sociale, a vorbit și cu tine și o să vedem. Să dăm muzicii, așa, omul și domnul Bebeșanu. Bună ziua! Cum să vă zic, mă bucur că sunt în mijlocul dumneavoastră. Sunteți niște oameni minunați. Eu vorbesc puțin, mă refer și la trecutul istoric, pentru că suntem ceea ce suntem, pentru că și pe aceste meleaguri bunii și străbunii noștri și-au dat viața pentru unire. Că la început mică, mare. Sigur că da, trădările au fost foarte mari și la nivele mari, însă să nu uităm că ne iubi Dumnezeu și ne iubește, că altfel sunt alții care speculează câte o slăbiciune dintre noi și ar vrea să nu mai fim noi. Eu nu o să intru în detalii așa, pentru că am venit să cânt și mai puțin. Da. Înainte de a cânta, vă doresc un an cu multă fericire, să fiți iubite, să fiți iubiți. Și cântecul, primul cântec se va intitula România mea, pe versul de Liliana Ghiță Boian. Muzica Florin Durusan.
Mulțumesc, mulțumesc frumos. În continuare, dacă îmi permiteți, voi cânta un cântec din repertorul național, dedicat Bucovinei noastre dragi. Cu toată dragostea noastră, cărțile mele
Liga și cu Justinian Marina, iar pe cea cu Ilorian am să ți-o dau după ce vă spun așa, pentru că dincolo de unirea pe care noi o avem în suflet, există și bucuria pe care fiecare dintre noi o trăim și ne manifestăm într-un fel anume. Iar Ilorian, care iubea și trăia ca mulți, ca puțin dintre noi, ne-a lăsat moștenire următoarea poezie. Bucurați-vă! Bucurați-vă de păsări care cântă în zori de zi. Bucurați-vă de rouă și de jocul de copii. Bucurați-vă de alge, bucurați-vă de nori. Bucurați-vă de pace și de șirul de cocoi. Bucurați-vă de vise, bucurați-vă de stele, de cireșe, de caise și de versurile mele. Bucurați-vă cu teii și cu floarea de salcâm. Bucurați-vă cu mienii când umblați desculți prin fân. Bucurați-vă celule de lumina necreată. Bucurați-vă voi hule în prăpastia semeață. Bucurați-vă de cântec, bucurați-vă de mare, bucurați-vă de munte, bucurați-vă de soare. Bucurați-vă că sunteți și că vin o dimineață. Bucurați-vă de zâmbet, bucurați-vă de viață. Să ne bucurăm împreună! Dumneavoastră, să vă fie de folos. Iar dumneavoastră, dragi mă, prieteni... Mă mulțumesc mesajul, chiar sincer, mă simt onorat și eu și mă simt bine că Buzăul are semnele oaspe, care vom deveni prieteni. Așa-i? Așa-i. Să rămân. Și felicitări pentru tinerii aceștia frumoși care ne-au filmat și care ne sunt atât. Mulțumesc de suflet. Uite cum noi, de 2 ani de zile, mergem în Basarabia și în Bucovina. Da, haideți să încercăm, pe cât este posibil, nu știm, este dificil să armonizez programul la 7, 8, 10, 20, de locuri așa, de oameni, dar poate reușim să facem așa o delegație mai mare. S-ar bucura și ai noștri venind cu mai multe puncte din țară acolo, numai din Buzău, cu siguranță că s-ar bucura și acolo unde sunteți deja așteptați. Adică zic eu că aceste contracte, hai să le zicem acordul de parteneriat, adică să nu fie o obligație din partea noastră, ci o bucurie, nu o obligație. Și tocmai de aceea am zis că măcar o dată doar să mergem la frații noștri din Ucraina și din Basarabia, iar am aceasta datorie ție și dragoste pentru neamul românesc. Am dorit să pornim anul 2020 și acțiunile care ne vor fi pregătite de bibliotecă și de cei din jur, de aici de la Buzău, pentru că vă apreciem. Să știți că este un ambasador extraordinar al zonei și al oamenilor. O face cu atâta dăruire cum puțin știu să o facă și tocmai de aceea îi mulțumesc că ne-a invitat, îi mulțumesc că există, pentru că iubirea... Că ați venit! Pentru că iubirea... Iubirea este taină pe care Dumnezeu a pus-o în inima fiecăruia dintre noi. Iar eu vă spuneam că prin centrele noastre am întâlnit oameni deosebiți sau am fost ajutați de oameni deosebiți. În afară de Ilorian Păunoiu, la centrul de la Zătren, l-am cunoscut împreună pe părintele Iov Pătrașcu, monacul care scrie cu degetele de la picioare, tot așa e paralizat de la gât în jos. Și scrie dumnezeiește și apare, puteți să-l găsiți pe toate rețelele de socializare, este un exemplu, încă un exemplu, că Dumnezeu ne dă pe o parte și ne dă în 10 pe cealaltă parte. Și mulțumim de fiecare dată Bunului Dumnezeu că ne-a scos în calea astfel de oameni, poti pentru că niciodată nu puteți să spunem nu suntem în stare să facem un lucru sau nu suntem capabili. Îi mulțumesc domnului Bebejanu și o să rog să se pregătească acolo să ne cânte cu câte melodii ziceți dumneavoastră, una, două, trei, dumneavoastră.
Da, ca să facem o așa. Da. Pregătise 10-11. Stăm aici până le termină. Până le termină. Și apropo, veneam spre dumneavoastră, mama, că și noi suntem la curent cu tot ce se întâmplă cu găsirea noastră de suflet, vom merge la Ciolanu. Noi nu o să puzăm un costum de baie, nu o să încercăm, dar nu altă fata înainte. Dar vreau să vă spun că avem oameni deosebiți, că și aici mănăstirile dumneavoastră sunt în locuri cu Duh Sfânt și indiferent de scandalul care a fost la mănăstire, noi tot la mănăstirea Ciolanu, să mergem în seara asta. Mănăstirea Ciolanu, prima chitorie, aparține unei mari doamne de Cuzău. Doamne ajută, da. Iar la ora actuală să știți că este un loc în care noi de ce ne-am dormit acolo, în care Dumnezeu vechează și Părintele Stareț, care este dumneavoastră acolo, vrea să revigoreze oarecum activitatea culturală, socială. Sperăm să punem pe niște tabere sociale, a vorbit și cu tine și o să vedem. Să dăm muzicii, așa, Tomul și Domnul Bebejeanu. Bună ziua! Cum să vă zic, mă bucur că sunt în mijlocul dumneavoastră. Sunteți niște oameni minunați. Eu vorbesc puțin, mă refer și la trecutul istoric, pentru că suntem ceea ce suntem, pentru că și pe aceste meleaguri bunii și străbunii noștri și-au dat viața pentru unire. Că la început mică, mare. Sigur că da, trădările au fost foarte mari și la nivele mari, însă să nu uităm că ne iubi Dumnezeu și ne iubește, că altfel sunt alții care speculează câte o slăbiciune dintre noi și ar vrea să nu mai fim noi. Eu nu o să intru în detalii așa, pentru că am venit să cânt și mai puțin. Da. Înainte de a cânta, vă doresc un an cu multă fericire. Să fiți iubite, să fiți iubiți. Și în cântecul, primul cântec se va intitula România mea, pe versul de Liliana Ghiță Boian. Muzica Florin Rusan. Dorsul
Bucovinei noastre dragi. Și pentru că, domnule,
Mușat, iubiți cartea, iubiți autorii, v-am adus un dar, Memoriile unui Sihaz, de Romanacu Ghelasi, este o carte de suflet pe care noi am primit-o la Biblioteca Județeană și v-am dorit cu suflet, cu toată dragostea noastră, cărțile mele cu Liga și cu Justinian Marina, iar pe cea cu Ilorian, am să ți-o dau după ce vă spun așa, pentru că dincolo de unirea pe care noi o avem în suflet, există și bucuria pe care fiecare dintre noi o trăim și ne o manifestăm într-un fel anume. Iar Ilorian, care iubea și trăia ca mulți, ca puțin dintre noi, ne-a lăsat moștenire următoarea, scris, următoarea poezie. Bucurați-vă! Bucurați-vă de păsări care cântă în zori de zi. Bucurați-vă de rouă și de jocul de copii. Bucurați-vă de alge, bucurați-vă de nori. Bucurați-vă de pace și de șirul de cocoi. Bucurați-vă de vise, bucurați-vă de stele, de cireșe, de caise și de versurile mele. Bucurați-vă cu teii și cu floarea de salcâm. Bucurați-vă cu miei când umblați desculți prin fân. Bucurați-vă celule de lumina necreată. Bucurați-vă voi hule în prăpastia semeață. Bucurați-vă de cântec, bucurați-vă de mare, bucurați-vă de munte, bucurați-vă de soare. Bucurați-vă că sunteți și că vin o dimineață. Bucurați-vă de zâmbet, bucurați-vă de viață. Să ne bucurăm cu dumneavoastră, să vă fie de folos. Iar dumneavoastră, domnișitor, mesajul, chiar sincer, mă simt onorat și eu și mă simt bine că Buzăul are semnile oască care vom deveni prieteni. Așa-i? Așa-i. Să rămână. Și felicitări pentru tinerii aceștia frumoși care ne-au filmat și care ne sunt atât. Bucurie, da. Mulțumesc de suflet. Uite cum noi, de 2 ani de zile, mergem în Basarabia și în Bucovina. Da, haideți să încercăm, pe cât este posibil, nu știm, este dificil să armonizez programul la 7, 8, 10, 20 de locuri așa, de oameni, dar poate reușim să facem așa o delegație mai mare. S-ar bucura și ai noștri venind cu mai multe puncte din țară acolo, numai din Buzău, cu siguranță nu s-ar bucura și acolo unde sunteți deja așteptați. Adică zic eu că aceste contracte, hai să le zicem acordul de parteneriat, adică să nu fie o obligație din partea noastră, ci o bucurie, nu o obligație.